Cristian Tudor Popescu subliniere ochează din nou, românii fere bacalaureat să nu ai drept de vot. Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetean se mai aibă obligație să ia bacalaureatul. Dacă nu-l prezinți, nu e nicio problemă. Rămâne cetean cu aceleași drepturi, dar nu votează, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. El a explicat ce bacalaureatul ar trebui să certifice nu numai bunotimiele unui cetean, ci maturitatea lui. CTP a insistat că această propunere nu înseamnă o negare a votului universal, ci doar o responsabilizare mai mare la vot. Interesant este sublinierea faptul că unul dintre cei doi fii ai jurnalistului a luat examenul de bacalaureat abia la 2 ani după terminarea liceului. Singurul proiect pe care îl vedea fi pus în oper, în sperana ce putem schimba lucrurile, este lucrurile asupra omului. Să încercăm să producem schimbare în omul mediu, nu în elite, a subliniat editorialistul, arătând ce începând din comunism, în România sunt pseudo-elitele cele care conduc arată. Elitele au fost distruse și înlocuite cu reprezentanții ai masei primitive, care nu au devenit în timp elit cu adevărat, de i-ar fi avut posibilitatea. În acest context, soluția pe care propune Cristian Tudor Popescu este să nu mai ai drept de vot oricine. Jurnalistul a explicat. Votul universal e foarte bun, cât vreme înțelegem sensul cuvântului universal. Universal înseamnă să dea dreptul oricui om capabil să voteze, să fie echipat, să fie în măsură să voteze, să îi dea dreptul să voteze. Nu e vorba de un vot cenzitar, pe baza averii. Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetean se mai aibă obligație să ia bacalaureatul. Dacă nu prezint bacalaureatul luat, nu e niciun fel de problem. Rămâne cetean al acestei ori, cu aceleași drepturi, îi poate vedea limpit de via lui. Beneficiază de ce îi poate oferi statul, dar nu votează, dacă nu are bacalaureatul. De ce? Pentru ce este examenul de maturitate? A se numea cu niște decenii în urmă. Acest examen certifica, ea ar trebui făcut modificat, încât se certifice nu numai bunotimele de matematic, român, istorie, biologie ale elevului, ci maturitatea lui. Asta nu înseamnă o negare a votului universal. Nu e nicio negare a egalității. Autoi dreptul să dea bacalaureatul, se înveie. În România, învățământul e garantat de stat, e obligatoriu. Nu e în situația de discriminare, în care nite oamenii săraci nu pot să îi permit să îi dea copiii la coal. Comunții au făcut inite lucruri bune atunci.
alfabetizarea unei mari perei din populație nu a realizat-o regalitatea, ci comunitii. Oamenii au egalitii de anse, pot se înveie. Dacă n-ai bani să îi cumperi o carte, ai bibliotecile în care poți intra fără bani. Iei un abonament iciteti. Nu e o discriminare dacă ai dreptul să votezi numai după ce i-ai dat examenul de maturitate. Dacă nu vrei să faci uz de aceste anse, nu vrei să învei, să te maturizezi, nu înseamnă că te-am discriminat eu. Înseamnă că, din anumite motive, ești pe cale de a deveni un ins cu probleme cu societatea. Votul nu trebuie să fie universal în acest sens. Trebuie să fie universal în sensul egalității de anse a tuturor cetenilor, se poate vota, se aibă acces la vot. Dar în această condiție, pe care poate îndeplini oricine. Cristian Tudor Popescu a adugat că în acest scenariu, examenul de bacalaureat ar trebui regândit, restructurat, ar trebui să probeze altfel multe alte lucruri decât cum se face o integrare prin PRI. De aceea, crede el, sistemul de învățământ e singura șansă de viitor pentru România.